În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu vă bucurați că vi se pleacă duhurile, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Iubiți credincioși, la prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail, Gavril și Rafael, Biserica a rânduit să ne aducă puțin cu capul în nori și cu picioarele pe pământ, adică să unească cele două lumi ale creației lui Dumnezeu. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, adică a făcut întâi lumea îngerilor și apoi a început în celelalte zile să facă pământul. Atunci când Lucifer a vrut să fie întocmai lui Dumnezeu, Lucifer făcea parte din ceata îngerilor, pentru că Dumnezeu, după fiecare zi a creației, a constatat că toate erau bune foarte și a făcut Dumnezeu lumina și a văzut Dumnezeu că este bună lumina. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu a constatat apoi că este bun. Și mulți se întreabă, dar răul din lume de unde a apărut? Bineînțeles că nu Dumnezeu este autorul răului. Atunci când vorbim, de exemplu, despre întuneric, nu putem să-l definim altfel decât ca lipsă a luminii. Când vorbim despre frig, nu putem să vorbim altfel decât despre lipsa căldurii. Totul în lumea aceasta, dacă este rău, se definește în mod general ca lipsă a binelui. Dacă este urât, este urât pentru că lipsește frumosul. Eu până acum vreau să vă spun că nu am văzut în viața mea om urât. Am văzut în viața mea oamenii care pentru alții arătau hidoși, dar probabil că pentru cei care nu știau să se uite până în străfund, acolo unde Dumnezeu nu încetează să strălucească. Se spune că odată un pictor, vrând să picteze la intrarea într-o biserică pe om, a pictat un înger care sufla în cenușă. Și preotul l-a întrebat, nu te supăra, dar eu o să am niște probleme cu enoriașii care au comandat aici să fie un om pictat. Zice, da, aici este un om pictat. Știi unde este? Zice, este sub cenușa în care suflă îngerul, acolo este strălucirea și de acolo trebuie să iasă omul. Iubiți credincioși, să știți că prima icoană pe care a făcut-o cineva a fost Dumnezeu. Dumnezeu a făcut prima icoană din această lume și anume l-a făcut pe om, după chipul și spre asemănarea sa. Dar să revenim la Sfinții Îngeri care au început creația. Dumnezeu a început creația cu lumea îngerilor. A făcut Dumnezeu cerul și apoi pământul, a făcut lumina și toate celelalte. Când am făcut, spuneam că toți erau îngeri buni. Păi și noi când ieșim din cristelință nu ieșim toți buni, toți ieșim imaculați, nu mai avem păcate și după aia ne împărțim. Dar într-o definiție foarte frumoasă pe care n-am să o uit de la Părintele Arsenie, spunea, păi, în ultimă instanță, iadul este plin de oameni păcătoși, dar și raiul e plin de oameni păcătoși, decât că raiul este plin de oameni păcătoși pocăiți, iar iadul de oameni păcătoși nepocăiți. Înseamnă că diferența specifică este aceea a atitudinii pe care o avem noi față de viața morală. Și atunci spuneam că îngerii toți erau buni. Dacă toți îngerii erau buni, vă imaginați că în această bunătate aveau și voie liberă. Îngerii aveau voie liberă și ei. În momentul în care Lucifer a fost nemulțumit că nu e și el ca Dumnezeu, bineînțeles că a început să rodească din el, pentru că
după ce Dumnezeu a creat, a lăsat la rândul său ca și creația să creeze mai departe. Și a creat gânduri în mintea lui Lucifer și a zis, cum adică, păi nu pot să fiu și eu ca ăsta? Și creatura a tins să fie creator. În momentul acela a căzut. Și chiar astăzi ne spune Sfânta Evanghelie, prin Sfântul Evanghelist Luca, atunci când Mântuitorul se adresează celor 70 pe care îi trimisese în misiunea de probă, spunând, am văzut pe Satana ca fulgerul căzând din cer. Înseamnă că așa a căzut Satana, ca fulgerul. Și se spune în tradiție că cel care a adunat pe îngerii care mai rămăseseră buni, pentru că n-au luat Lucifer pe toți, a fost Arhanghelul Mihail, unul dintre cei pe care astăzi îi prăznuim. Și i-a avertizat spunându-le să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Știți foarte bine această formulare, acest îndemn, pentru că face parte din răspunsurile mari. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Cam aceasta este spusă nu numai pentru îngeri, dar și pentru noi. Ce înseamnă să stăm bine? Să stăm, în primul rând, în ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu să fim. În ceea ce ne-am pregătit să fim, în ceea ce știm să facem mai bine. Asta înseamnă să stăm bine. Pentru că eu mi-aduc aminte când eram mic și mă duceam pe la bunici și începeam noi așa să ne mai luăm alt rol. Ne jucam de-a doctorul, de-a mama, de-a tata, așa mai departe, de-a tot felul de acrobați. Și când începeam noi să ne mai strâmbăm așa, mămăița Dumnezeu să o ierte zicea, păi, îți stă rău. Și de atunci mi-a intrat în cap. Tot ceea ce nu este firesc în comportamentul unui om, românul cel puțin spune, îți stă rău, las-o. Și imediat ne potoleam. Va să zic că să stăm bine înseamnă să stăm exact în locul pe care l-am dobândit într-un fel sau într-altul. Adică să nu gândim la alt loc mai sus de noi sau mai jos de noi. Să nu gândim să luăm locul altuia, să nu gândim că am putea să facem în locul altuia mai bine decât face el, ci să stăm bine, să stăm locului, să stăm cu minții. Cam aceasta este prima parte a îndemnului. A doua parte este să stăm cu frică. A sta cu frică, să știți că nu înseamnă a sta cu temere. A sta cu frică înseamnă a avea acea proporție de nesiguranță pe care ne-o dă adevărata credință. Unui om nu îi stă bine dacă este sigur pe el, în sensul prost al cuvântului. Siguranța de sine poate să te ducă la mari greșeli. Să nu mai întrebi pe nimeni dacă este bine, să nu te mai intereseze dacă după ce ai luat o hotărâre, ai luat-o bună, să nu te mai intereseze dacă ți-a ieșit bine o anumită lucrare. Și încă o dată mi-aduc aminte când l-am văzut pe gospodarul acela care după ce vopsise gardul și mai avea să facă niște inserții de altă culoare mai închisă, după ce dădea o pensulă, să dădea 3-4 metri în spate și să uita să admire întreaga operă, să o vadă olistic. Și după această admirație mergea mai departe. Cam asta înseamnă să stăm cu frică, pentru că omul acelui îi tremura penelul, pentru că nu putea să vadă de departe în același timp să și lucreze. Și până când nu vedea el ce a făcut, nu putea să fie sigur pe lucrarea sa. Asta înseamnă să stăm cu frică. Este o frică plăcută, o frică ce ne așează într-o anumită siguranță creștinească, adică nesiguranță în partea cealaltă. Românul mai are o vorbă, frica păzește bostanii, pentru că nu ar putea să păzească așa de bine un câmp deschis, numai un paznic, doi, trei, sau cine știe câți câini. Dacă n-ar exista frica în sensul etic, în sensul moral al cuvântului, n-ar putea nimeni să păzească nimic. De aceea, să stăm cu frică înseamnă să stăm
cu nesiguranța aceea plăcută și în așteptare a efectelor pe care noi le cauzăm cu orice lucru pe care îl facem. Dar, după ce am stat bine, am stat cu frică, ultimul îndemn al Arhanghelului Mihail când și-a adunat ceata a fost să luăm aminte. A lua aminte înseamnă a ne concentra, să zicem așa, în zilele noastre, la fișa postului. Dacă ne concentrăm să luăm aminte, înseamnă a lua aminte la ceea ce avem noi de făcut. Dacă nu suntem atenți la ceea ce avem noi de făcut, începem să judecăm pe celălalt. Da, da, uite, nici ăla n-a făcut cu tare, eu am de luat de aici și până aici și dacă n-a făcut ăla cu tare, nu mai sunt eu de vină. Când am luat produsul finit de acolo și până acolo. Nu, domnule, eu am de aici și până aici. Când eram prin anii adolescenței mele și fratele meu lucra la uzina de autoturisme de la Pitești, m-a luat odată în fabrică și am văzut cum este o bandă. O bandă care nu se oprește. Mergeau mașini și fiecare avea câte un post. Postul 400, de exemplu, era un post în care se așezau scaunele din interior. În momentul în care mașina venea cu parbrizele așezate, cu geamul și așa mai departe, cu capotele reglate, totul, trebuia ăștia să-și facă și ei partea lor. Dacă nu reușise să termine cel care monta o față interioară de ușă, un capitonaj, bineînțeles că intra peste el. Și atunci trebuia să facă o cerere specială, să oprească banda, dar în momentul în care se oprea banda mai mult de 5 minute, trebuia să plătească mașina cel din cauza căruia s-a oprit banda. Toată viața noastră este o bandă. O bandă care nu se oprește și să avem grijă ca nu cumva din cauza noastră să nu aibă ce lucra ceilalți. Ca nu cumva din cauza noastră, din cauza comodității sau din cauza nepriceperii noastre, din cauza ocupării abuzive a unui post de către noi, un post pe care trebuia altcineva să-l ocupe, viața să se oprească, să se poticnească într-un fel. De aceea trebuie să luăm aminte. Și să luăm aminte la ceea ce ne interesează pe noi, strict. La ceea ce avem noi de făcut. Și dacă vom lua aminte fiecare în dreptul său, cu siguranță că atunci nu ne vom mai încurca unii pe alții. Frumos spunea odrasla îndrăgitului nostru Amza Pelea, Oana, zice, omul ocupă așa una peste alta cam 20 cm pătrați. Nu e mare lucru. Și totuși noi ne călcăm în picioare unii pe alții în orgoliul nostru. Vă să zic că dacă noi numai atâta ocupăm cu măruntele noastre picioare, e adevărat că unii poartă și 46, 48, da, în medie, luăm de la copii și până la cei mai mari. Dacă noi ocupăm numai atât, să luăm aminte la cât ocupăm noi și vom fi fericiți dacă vom fi în stare să păstrăm această măsură. Iubiți credincioși, Sfinții Arhangheli ne transmit acest mesaj să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, pentru că ei au luat aminte de la căderea lui Lucifer, să știți că n-a mai căzut niciun înger. Echipa de atunci a rămas într-o parte și s-a delimitat de echipa cealaltă, a Arhanghelului Mihail. Și ei veghează ca și noi să le urmăm exemplul. Și totuși, ce diferență există între om și Dumnezeu, între om și înger? O diferență atât de mare încât Sfinții Părinți, chiar Sfântul Ioan Gură de Aur, spune că îngerii stau și se uită și se minunează cum omul îl ține pe Dumnezeu în mână în taina Sfintei Euharistii. De ce omul să fie în fața lui Dumnezeu atât de însemnat? Chiar în apostolul pe care l-am auzit astăzi în biserici, este o întrebare retorică. Ce este omul că
îl mărești pe el? Sau ce este fiul omului? Iată că diferența între om și înger este voia liberă. Îngerii nu mai fac voia lor. De când s-a împărțit lumea îngerilor în două, ei fac numai voia lui Dumnezeu. De ce credeți că se numește viața monahilor viață îngerească? Pentru că și-au tăiat voia. Unul dintre voturile monahale, unul dintre cele mai importante voturi monahale, este tăierea voii. Și dacă și-au tăiat voia, bineînțeles că se apropie de lumea îngerilor. Și totuși Dumnezeu așteaptă ca noi să ne tăiem voia, dar numai în măsura în care avem voia. Mă întreba cineva cum face, de exemplu, cineva să țină post dacă el oricum nu prea are ce să mănânce. Și am spus, mi se pare că nu este un post atât de virtuos pentru cel care săracul oricum n-are ce mânca. Vorba lui Creangă, apoi dacă n-aveți ce mânca, veniți la noi să postim împreună. Important este să avem totul la dispoziție și să folosim numai ceea ce trebuie. Important este să știm, exact cum a zis Sfântul Apostol Pavel, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa ispitit de nimic. Numai în măsura în care avem posibilitatea și avem libertatea de a face orice și nu facem, atunci este valoroasă decizia noastră și atunci este valoroasă fapta pe care o facem. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să admirăm pe îngeri că ei fac voia lui Dumnezeu și o transmit în continuare și ne dau nouă de înțeles că este posibil. De aceea să știți că astăzi biserica a rânduit să se prăznuiască îngerii. Pentru că odată cu Mihail, Gavril și Rafael se prăznuiesc toți îngerii. În general, această sărbătoare este numită ziua îngerilor. Cum, de exemplu, îndeopște cunoscut este hramul Sfinții Îngeri Mihail și Gavril a capelei militare de lângă spital și toată lumea zice Biserica Sfinții Îngeri. Adică termenul de înger a înglobat toată această oaste a Arhanghelului Mihail. Noi ne rugăm lui Dumnezeu ca mesajul și îndemnul pe care Sfântul Arhanghel Mihail l-a dat celor care rămăseseră buni să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, să rămână pentru noi nu numai un îndemn, ci mai mult o strategie de viață, un mod în care să ne manifestăm și să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a lăsat posibilitatea de a fi liberi. Un om nu are posibilitatea să fie liber dacă nu se abține de la ceea ce poate să facă. De exemplu, cineva care nu are decât 2 metri pătrați la dispoziție și îi se dă mâncare cu sufertașul acela, nu este un om liber. Este un om cu o libertate atât de mult îngrădită încât nici el nu știe dacă este liber sau nu. Singura libertate totală este în mintea noastră. Pentru că mi-aduc aminte că au fost 10 de ani în care mulți părinți duhovnicești de-ai noștri au stat într-o chilie forțată și au primit, așa cum am spus, mâncarea măsurată. Și totuși erau mai liberi decât cei care erau afară și puteau să se miște și puteau să mănânce orice, dar aveau conștiința încărcată pentru că libertatea lor se baza pe trădarea pe care o făcuseră într-un fel sau într-altul. Cei dinăuntru erau mai liberi pentru că în minte ei erau liberi, își făcuseră datoria. Asta ne cere și nouă sărbătoarea de astăzi. Să stăm bine, să luăm aminte, să stăm cu frică, pentru că asta nu înseamnă a rămâne înțepenit. Asta înseamnă a te afla într-o anumită stare.
chiar în timpul domniilor se spunea să stăm strâmb și să judecăm drept. Stăteau strâmb pentru că stăteau pe scaune, pe jilțuri, pentru că se judeca foarte îndelungat ca timp. Și zicea să stăm strâmb, dar să judecăm drept. Nu contează poziția corpului, ci contează poziția minții, poziția verticală a minții, să nu ne curbăm către unele sau către altele. Și pentru că îmi place întotdeauna să-mi aduc aminte cu ce am început, să nu ne bucurăm atunci când ni se pleacă duhurile, ci să ne bucurăm că numele noastre sunt scrise în cer. Și vei spune, nu ni se mai pleacă nouă duhurile. Ba da, ni se pleacă duhurile. Dacă te uiți frumos la un dușman, se pleacă duhul dușmăniei din el, se pleacă ție. Și încet, încet, nu-ți va mai face rău. Dar trebuie să ai răbdare. Asta înseamnă că se pleacă duhurile. Dar atunci când l-ai învins pe dușman, nu trebuie să te bucuri mai mult decât ca de faptul că numele sunt scrise în cer. Pentru că orice biruință pe care o avem în fața celuilalt, în fața unui duh, este o scriere în cer a faptelor noastre. Și Sfinții Îngeri întotdeauna aduc această mărturie și la judecata de apoi, aduc această mărturie înaintea lui Dumnezeu să primim răsplată pentru toate. Iubiți credincioși, dacă ne vom așeza bucuria în latura pe care trebuie să ne așezăm, cu siguranță că putem să fim liberi în mintea noastră și să împlinim sfatul, porunca și rugămintea pe care Sfântul Arhanghel Mihail, atunci când și-a adunat oastea îngerilor buni, l-a dat. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.